Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin face demersuri pentru deschiderea unui restaurant în incinta Palatului Culturii Teodor Costescu. În cadrul ședinței extraordinare de Consiliul Local, de astăzi, 9 aprilie, au avut loc discuții preliminare în vederea înființării unei săli de evenimente aflate la parterul clădirii. Palatul Culturii Teodor Costescu va pune la dispoziție fostul spațiu al sălii mehedințene pentru investitori interesați care îndeplinesc anumite condiții impuse de autoritățile locale. Restaurantul, dar și terasa se vor încadra într-un ambient călduros și elegant. Atât spațiul de restaurant, cât și terasa reprezintă zone de o anumită eleganță, cu un anumit stil, de o intimitate foarte plăcută. Sunt niște spații consacrate, cunoscute ca fiind. Pentru zona aceasta de alimentație publică de restaurant, și ne bucurăm că putem, în sfârșit, să reintegrăm această zonă distinctă a Balatului Culturii în acest circuit comercial. Cred că este una dintre cele mai frumoase și mai plăcute oferte pe această zonă pentru că și vecinătățile sunt extraordinar de generoase, e vorba de parc, e vorba de prezența Dunării. Poate fi o terasă și un restaurant foarte plăcute pentru cine vizitează sau vor să petreacă câteva ore de relaxare și de bună dispoziție aici. Este un restaurant foarte bine dotat cu tot ce aceste necesar. Cred că este una dintre ofertele cele mai bune și cele mai solide din acest punct de vedere prezente pe piață. Pentru noi este un câștig deoarece o asemenea prezență reanimă zona centrală, îi conferă anumită, un anumit farmec și suntem convinși că va fi una dintre zonele cele mai agreate, cele mai frecventate de severine și nu numai. În cadrul ședinței din sala Virgilogășanu a Palatului Culturii Teodor Costescu a fost convocat Consiliul Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin pentru punerea în aplicarea unor noi proiecte în folosul comunității locale. Palatul Culturii este o investiție emblematică pentru orașul nostru, iar spațiul destinat restaurantului și terase este unul deosebit, cu o arhitectură aparte, dar și cu o priveliște unică. În perioada următoare se vor face anunțurile de licitație în vederea identificării unui investitor cu experiență vastă în domeniu, dar și cu un potențial financiar adecvat pentru punerea în practică a acestui proiect. Primăria municipiului Drobeta-Turnu Severin dorește ca amenajarea locației să fie una perfect încadrată în stilul și eleganța clădirii Palatului Culturii.